Vă mulțumesc, doamna președinte. Hristos a înviat. Declarația mea politică de astăzi vizează asistenționalismul de lux. Una din premizele politicilor neocorporatiste reprezintă eludarea principiului responsabilității, principiul fundamental al capitalismului și bază doctrinară pe care se întemeiază sistemele de gândire economică de tip liberal. Liberalismul, orice investiție, orice acțiune în plan financiar, prezumă și un risc pe care investitorul are datoria și obligația de a-l asuma pornind de la ideea că orice formă liberă de inițiativă are drept rezultat și expresia practică în profit ori în deficit acțiunilor întreprinse. Din păcate, sistemul economic românesc de astăzi prezintă o serie de hibe majore sub ceea ce înseamnă asigura unei piețe cu adevărat libere și a unui mediu concurențial care să împiedice apariția monopolurilor de orice tip. Acest melanj de etatism asistenționalist și de interese protecționiste ale capitalului străin, nimic rău în a fi capital străin, însă avem de-a face cu un capital de stat în cazul de față, îl regăsim și în decizia eronată și antiliberală prin care guvernul condus de domnul Victor Ponta a dispus punerea în aplicare a memorandului de ștergere a datoriilor istorice pe care compania Rompetrol, deținută de compania de stat Kazmunai Gaz din Kazahstan, le deținea în raport cu statul român. Așadar, din cele 760 milioane de dolari pe care statul român a creditat Rompetrol Rafinare în anul 2003, vor fi încasate în total doar 260 milioane de dolari. După ce statul român a acceptat să vândă cota de 26% din acțiunile Rompetrol Rafinare Constanța la valoarea de 200 de milioane de dolari, asigurându-se de nediluarea celorlalte 18% deținute la Rompetrol, Kazmunai Gaz s-a angajat printre alte promisiuni de proiecte energetice regionale și realizarea unor benzinării, în vederea acceptării înființării companii româno-kazahe, 20% noi și 80% ei, care să aibă o țintă de investiții în valoare totală de circa 1 miliard de dolari și unde să investească suma de 180 de milioane de dolari, urmând ca până la amortizarea întregii investiții, întreg profitul rezultat din această afacere să revină kazahilor. Această măsură, care dovedește slăbiciunea guvernului condus de domnul Victor Ponta, vine să ne pune foarte clar întrebarea dacă mai are sau nu România politică economică națională. Privatizarea Rompetrol Rafinare încă de la momentul cumpărarea Rompetrol Rafinare încă de la momentul 2007 a îmbrăcat haina unei tranzacții netransparente și neașteptate. Oare de ce guvernul condus de domnul Victor Ponta a renunțat în februarie 2013 la litigiul cu kazahii, acceptând acest târg impropriu care dezonorează statul român și care nu prezintă niciun fel de garanții reale de recuperare prin investiții profitabile în anii următori a contravalorii datoriei istorice pe care Rompetrol avea la bugetul public? Oare putem vorbi de capitalism în România din momentul în care guvernul care ar trebui să apere interesele capitalului românesc și ale contribuabilului român oferă acest adevărat ajutor de stat unei societăți publice foarte apropiate de puterea politică a fostei Republici Sovietice a Kazahstanului? De ce guvernul condus de domnul Ponta nu a jucat din perspectiva interesului național, mergând până la convertirea integrală a tuturor datoriilor avute de Kazmunai Gaz prin Rompetrol în acțiuni ale statului român la această companie petrolieră? Oare din această anulare a datoriilor Kazmunai Gaz nu câștigă un real avantaj legitim pe piața energetică românească? Nu cumva această măsură afectează libera concurență? Oare mai pot guvernanții socialiști să-i privească în ochi pe acei români cărora brigăzile de asalt ale ANAF-ului le-au închis afacerile pentru diferențe de câteva zeci de lei, ori pentru presupuse abateri de disciplină fiscală microeconomică, din moment ce practic subvenționează cu 500 de miliarde de dolari o companie a unui stat străin? Domnule Victor Ponta, prin această decizie greșită și antinațională pe care ați luat-o, oare nu cumva contribuabil român este obligat indirect să plătească luxul unor reprezentanți unei companii de stat străine care au învățat foarte bine lecția etatismului neocorporatist? Vă mulțumesc, Daniel Gheorghe, deputat PNL de Ilfov.